Da. Mergem la numărul de sportivi, există un număr de sportivi care se pot înscrie sau există o posibilitate de a-i refuza pe sportivi care... Da, cu siguranță. Există posibilitatea despre acest aspect ce ne povestiți? Sigur. Cum am spus, nu funcționăm ca un interclub unde oricine are dreptul să se înscrie. Oricine poate să ne aducă în vedere faptul că au un sportiv sau mai mulți sportivi bine pregătiți, care ei consideră că ar fi capabil să lupte într-o asemenea gală, care, cum au spus și băieții, le dau și lor posibilitatea să aibă meciuri pe măsură. Pentru că, spre exemplu, el de ultimele două meciuri și pe MMA și pe kickboxing s-a luptat cu Petre Edvin de la Ploiești, care e un sportiv iarăși de talie internațională și foarte bine pregătit, și au făcut niște meciuri de senzație. În schimb, nici pe Edvin, nici pe el n-am putea să-l punem în gală să lupte cu un sportiv care face de un an de zile kickbox și doar antrenorul lui crede că ar putea să lupte cu ei. În primul rând, nu le-ar aduce lor nicio satisfacție, că diferența ar fi mult prea mare. Și doi la mână, nu ne-ar aduce nici nouă, nicio asta de imagine, pentru că lumea ar spune că l-am preferențiat pe unul sau pe altul, doar să apară acolo. Nu. Noi vrem să creăm cel mai tare meci. Nu vreți să existe aceste discuții. Nu. Nu mă interesează dacă Iasmina aici de față, mâine eu voi considera că nu este pregătită și nu este la zi cu antrenamentul dintr-un motiv sau altul să participe într-o astfel de gală, Iasmina nu va participa. Inclusiv că e fata mea, lui Marius, nu contează. Nu va lupta. La fel, ei dacă vom vedea că na, se întâmplă. Sportivii se mai lasă. Regulile sunt foarte bune, dar trebuie să vă și țineți de ele. Trebuie să fie respectate. Nu? Absolut, absolut. Și atunci eu cu Marius, repet, vom face meciurile. Și cum considerăm noi, balanța trebuie să fie cât de cât echilibrată. Să aibă șanse egale fiecare copil și să aibă un meci tare și să aibă posibilitatea să câștige și noi ca promotori să ne creștem imaginea. Pentru faptul că facem meciuri tari. Și imparțial. Vrem cele mai tari meciuri din România să se desfășoare la noi. De aia, avem în gală pe Amalia Niță, care este campioană națională de box. Ei, care deja știm ce pot. Iasmina, care e campioană mondială de kickbox. Edvin Petrea, care e campion mondial în 3-4 stiluri de arte marțiale. Pe ei vrem. Avem Golden... Sunt sportivi care au ceva să spună. Exact. Avem pe Golden Boy de la Sibiu. Exact. Deci avem peste tot din pe țară. Albu. Pe Albu. Cum ăsta? Pentru ei este gala. Nu pentru debutanți, pentru cei mai buni.